În mai multe bazine acvatice din regiunea Transnistriană au fost depistați vibrioni similari cu cholera. Bacteriile au fost identificate în 10 din cele 34 de probe care revin orașelor Bender și Tiraspol, precum și raioanelor Slobozia și Râbnița. Potrivit epidemiologilor din regiune, rezultatele probelor indică asupra prezenței condițiilor favorabile pentru desfășurarea și înmulțirea vibrionilor autentici, ceea ce înseamnă riscul unei epidemii de holeră. Investigații de laborator au fost efectuate și în privința indicatorilor de microorganisme. Din 20 de probe 12 nu corespund normelor. Astfel, la Tiraspol, în Raioanele Slobozia, Râbnița și Caminca a fost înregistrate poluarea apelor. Totodată, într-o probă luată la Tiraspol, a fost depistată infecția S. enteridis, iar alte trei nu corespund normelor și indică o poluare virală a apei. În aceste condiții, Serviciul Sanitar Epidemiologic de la Tiraspol recomandă scăldatul doar în locuri special rezervate.